Oh, bă, și abia spălasem și o mașină, mă. Salut! Și bine vineți de astăzi, unde, după cum vezi, a revenit iarna. Da, este, ce ne avem, 11 martie și de ieri tot ninge în continuu și azi noaptea a nins frumos în continuu. Ce mișto este. Și drumul, după cum vezi, este dezăpezit parțial. Adică a fost prea greu să dea și cu soluție pe el sau ceva. Da, asta e, ce să faci. La doi pași de București, ești în Giurgiu. Și, na, trec Giurgiu, Ilfov și pe urmă București. Ce mișto e. Geamul, din păcate, n-a vrut să mai deschețe ăsta, nu știu de ce naiba. După cum vezi, ăla se deschiță mai bine. Asta e, se mai întâmplă. Și o să fie amuzant că am vrut să deschid ușa din spate ca să-mi pun lucrurile acolo. Și evident că ușa era înghețată, pur și simplu. Și n-am mai vrut să se deschidă. Și dacă se încălzește un pic mai mult înăuntru, sigur o să vadă că e ușa deschisă. Uite ce tare vine ăla cu farurile stinse, mă. Lasă, bă, că e suficientă lumină, mă, ce rost are. Ce, vrei să mă vezi de la distanță când faci depășire? A, dar numai l-are aprinse, mă. Dar numai pozițiile, parcă. L-am mai văzut într-o zi pe ăsta. Știu că era o după în spatele meu și a început să dea flash-uri de nebun. Ce e un pic ironic? Că în mod normal sunt mai multe mașini care merg spre București acum. Dar dacă te uiți pe drum, nu știu dacă se vede bine, pe partea elaltă este mai dezghețat. Cum așa? Ciudată. E, uite cine are garaj, mă. Băi, am vrut și eu să-mi fac garaj, sincer. Însă, din păcate, n-am reușit să adun atât de mulți bani încât să pun deoparte și pentru casă și să pun deoparte și pentru garaj. Iar donații, cum am văzut că se practică, frate, pe net, nebunie totală cu chestia asta. Faci un live și primești câteva mii de euro donații. Și mă uitam, bă, de unde, frate, atâta donații? Cine are bani de așa de multe donații? Da, interesant. Hai cu tata, hai. Da, aș face și eu o chestie din asta așa, cu donează pentru garaj. Și să fac un mic garaj în care să mai meșterez la mașină și evident să pun clipuri pe YouTube. Dar garantat nu o să doneze nimeni. Știu eu de pe acum. Sunt pesimist, nu-i așa? Da. Nu sunt așa de optimist cum crede lumea. Mașina asta chiar are nevoie de multă dragoste într-un garaj din ăsta frumos, bine făcut. Hai că am ajuns pe centură. Lasă-l pe ăla cu audio-ul lui. Că trebuie să-și dea zăpada jos de pe mașină mai întâi. Oh, ce ninge. Mamă, cât a crescut prețul, bă, la motorină, mă. Evident și la benzină. 5,45 pe centură, deci 5,50 lejer în București, în oraș. Dar ce-i faceți, frate? Ați luat pompă de aur și pompați cu ea? Hai, audiule, hai, deschide drumurile. Că ți-aș da o amendă așa frumoasă, că se vede numărul ăla de înmatriculare. Uite ce frumos e în Chiajna, mă. Ce mișto se stă așa cu minte în coloană. Ia așteaptă lumea să plece la muncă. Ia să vedem, se bagă. Se bagă. I-am pus frână cu ABS ca să pot să-l evit. Uf, mama e de treabă. Băi, ce varză s-a făcut drumul ăsta aici, mă, mai ales la pod. E dezastru. Stai să mă uit atent aici pe la gropile astea să le evit. Uai, cât ai craterul. Ia, nu derapează pe curbă, e bine. Ce faci, frate? E plug pentru asta, să știi, nu-i nevoie să dai tu cu mașina prin zăpadă. Și bineînțeles că, hai că nu se bagă, ce noroc. Ușor, mă, că mă iei pe capotă. Iată în fază mișto ce e aici. Cratere, 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 cratere. Toată lumea, după cum vezi, oprește să treacă așa cu antâia. Uite și pe la pundea ca să evite o groapă.
Hai că mi-i cer noroc, uite, o iau mai așa. Da, stai că stau de vorbă la telefon. Băi, trebuie să închid că dau în gropi. Vorbeam de cel din față că avea telefonul la ureche. Așa, și fii atent. Pentru craterele alea, toată lumea seara trece încet, da? Și coloana seară era... stai că îți arăt imediat când ieșim din localitate. Tot drumul ăsta, și mașina de poliție, ce frumos, până, ceas-o cum, ce e aici, mă, bă, ești nebun. Uite, și mașina de poliție stă de vorbă la telefon, pardon, șoferul. Vai de mine, vorbeam de aseară și uite ce e acum, de dimineață. Da, deci vreau să-ți arăt, după ce trece casele alea pe acolo, era și faza aia. O, ce tare omul. S-a supărat, își bagă picioarele în ea de mașină, că oricum costă 1000 de euro, cred. Bă, cât de tare a fost asta. Ce se joacă omul cu ea în zăpadă? M-aș duce și eu, dar așa ceva nu poate. Cu din alea, de ce să fac, frate, ilegalități, să o iau pe contrasens, când pur și simplu o iau pe câmp ca nebunul? Da, cred că de asta așa lumea mă, o Jeep, a? Stai două secunde să curăș eu ceva. Băi, și chiar a ajuns omul la destinație. Ne-a făcut fața la toți. Uizule, tu ce faci, mă, dormi în păpușoi? Tu n-ai știut că pe aici aglomerat? De ce nu mai lua pe partea ilaltă? O iau și un pic pe zăpadă să văd așa cum se simte. Să văd ce aderență au anvelopii mele. Păi, trage bine anvelopa, mă. Uite ce urmă frumoasă lasă în spatele meu. Da? Nokia-urile mele, smântru de ele. Au 6 ani aproape. Mamă. Dar să știi că încă au 7-8 mm pe ele. Sau 6 cel puțin. Să nu spui că vrei să ieși tu în stânga. Cât i bat. Bă, dacă ar fi venit foarte multe mașini din sens opus, aș fi înțeles aglomerația asta. Dar nu prea vine nicio mașină din sens opus. Acum ce au venit 3-4. Da, mă, s-a încălzit suficient în mașină încât să se deschidă ușa. N-am ce să-i fac, e tot înghețată, că-s minus 2 grade afară. Și ai grijă să nu-ți patineze roțile și să nu te duci. Bine, mă, că ți-ai lăsat duba în fața curții, mă. Băiat bun, ce ești tu? Te-ai găsit tu să vii cu duba acasă? Se dăm trecerea, n-am cui. A, mă, scuz, pe aici e autobuzul și de-aia e curățat așa, mă, ce frumos arată pe unde trece autobuzul. Pe unde trec fraierii nu e, că ei nu plătesc taxe. Băi, și eu mă gândeam că pe vremea asta o să fiu cu motocicleta la muncă. Da, cu motocicleta la muncă. Pe zăpada asta ce mișto e. Și când am cumpărat lichidul ăla de parbriz pentru iarnă, m-am gândit, ia să vezi că vine acum primăvara, căldura, nu știu ce, și eu merg încă cu lichid de parbriz. E, uite că se pare că nu m-am înșelat, l-am cumpărat bine. Își scoate banii, ca să spun așa. Ce? Distracție totală. Așa e până la Podul Grand. Așa că revenim după pod. Și am ajuns la pasajul Basarab. Sincer, a fost haos și dezastru până aici, însă cu chiu cu vai am ajuns. Ce frumos se circulă pe străzile de București. Uite, mă, ce mișto arată străzile astea. Alea pe care am circulat eu până acum înseamnă că nu făceau parte din București, a?
Mă, băieți, din păcate, cam pe aici se termină filmul, teoretic, adică vorbitul cel puțin. Pentru că nu mai am starea de a vorbi, sincer. M-a enervat prea tare prostul. Și... na. Ar merita mers să fac o plângere la poliție, dar întrebarea e ce rezolv, pentru că poliția română o să zică da, o să-i dăm o mică amendă și o să-și vadă de drumul lui mai departe. Și o să-i dăm și numele tău să te caute pe urmă. Na? Ce, nu crezi că se poate? Ce, nu știi pe aia în care victima și agresorul s-au întâlnit la secția de poliție ca să-și ridice amândoi dosarele? Oare cine o fi chemat împreună? Uite, bă, aici chiar te simți ca în poveste, a? Ce mișto arată. Da, ce frumos e în povești. Că nu ai balauri. Da. Pare rău pentru episodul de astăzi că a fost stricat, însă n-am vrut să scot psihopatul din mine. Am zis că trebuie să stea acolo să doarmă frumos, pentru că nu și-are rostul. Putem fi mai buni. A atins ceva pe jos. Da. Așa, uite-vă, și n-am ajuns cu prea multă întârziere. Și bine. Da, ce spuneam? De faza cu idioții din trafic. Da, mi-a stricat buna dispoziție. Chiar m-am trezit mișto azi dimineață și, din păcate, mi-a stricat-o el. Ce să-i faci de dacă el este barosan, șmecheraș, alea. Na. Acum înțeleg pe ăștia de ce poartă pistoale după ei. Cât de legal e să porți un pistol? Ești la unul cu bile, cel puțin. Nu-s mare bătăuș, nu de alta. La ce mâini mici am eu... nu-l doare nici capul dacă l-ating. De ce te gândești repede la bătaie? Nu te mai gândi la bătaie. A, mă gândesc la bătaie pentru că știu că poliția nu o să facă nimic. Și sigur unul o să mă atace odată în trafic. Și o să zică, bă, ți-am rupt capul pentru că mi-ai dat flash-uri. Ole, ce e aici? Ole, ce e aici? Wow. Bineînțeles, bănuiesc că dacă aveam un tovarăș cu mine, puțin mai mare așa, de vreo 2 metri înălțime gen, sigur n-ar fi comentat. Pentru că știi cum e faza aia. Ne luăm doar de aia care ni se par mai mici ca noi. De ceilalți, nu ne luăm, că n-avem tupeu. Uai, ce e aici? Aha. Colega, n-ai mai băgat-o acolo, ți-e frică? Ciusi. Și nu mai fi nervos în trafic, că nu și-are rostul. Auzi, tu să te superi pentru că ți-a dat cineva un flash. Când te-ai băgat aiurea din banda 1 în banda 2. Ce supărare. Trist, dar adevărat. Just say.